Salutare, oameni buni. Am desfăcut motocultorul OMAG 12000. Avem aici cântarul de 180 kg maxim. Sper să nu le norocesc. Nu are tară, nu are absolut nimic. Îți indică exact cât ai cu o toleranță. Am văzut 50 de grame. E așezat bine, da? Ia să vedem. Bun. Punem prima dată scândurile astea, să vedem, să le scădem. Ia să nu pun eu cu cimentul pe, să dau la o parte zgorboranțile astea de beton. Nu vreau să-l spar, că e de sticlă. Sticlă securizată, din câte știu. Ar pun mai bine așa. Să vedem cât cântăresc. Ce se întâmplă? Ia să... 2,75 kg. Pune piciorul un pic acolo. Trage cărămizile alea. Trage. Și pe alaltă. Uite că stătea și pe cărămizi. Eroare. Ia, filmează acolo în față, că țin de el. Filmează acolo în față. Să nu cadă ăsta, vezi? Ia zici, ia, ce în zici? Spate. Ce zici? 170, 170, 20, cam așa. 170. Ia. Ia uite că îl țin în echilibru aici. Ia ține-l, mă, tu, că filmez eu. Ține-l după. Foarte, foarte complicată. Ia. 166. Hai că mai mișc, că mi se pare că e... Ia. 165. 164 de kilograme. Deci, ăsta ar avea 164 de kilograme. Scădem blănile alea, ar avea undeva la 160 de kilograme. Deci, mult mai puțin față de... Și când mă așteptam eu. Deci e și modificat la cuplă aici. Cuplă întărită, manicoți. Modificați, da, știți bine. Uite să vă arăt. Bulbarul ăsta. Deci ăstea cântăresc. Uite, ăstea, întăriturile astea la aripi. Deci dacă ăsta are 160 și ceva, scădem blănile alea undeva la 160 de kilograme. Deci m-am chinuit foarte mult să-l urc. Să observă că e centrat. Da? Deci, dacă ăsta are atâta, doar rămite un 1300 de la KS, ăla cât mai are? Haideți să se cântărească și băiatul ăsta. Ia, mă, câte chile aveai. Să vedem, merge? Nu știu, ia auzi. Ia vezi, s-a oprit ce vuși. Mai mișcă-te odată, cred că l-am defectat. Da, așa, ia pune de acolo. 65,3. 65,35. Și eu am vreo 92 de kilograme, așa. Așa, da? 92, 93, ia să vedem. A, exact cât 90... am eu. Să-i mai băui două când cu apă, ăla e. 93, deci merge cântarul foarte bine. Nu e să zici că depășește 180 de kilograme, că scrie pe el că suportă. E bine că nu s-a spart și că l-am și cântărit. Deci imaginați-vă și voi că ăsta are
OMAC 12.000 are 160 de kg, așa, full alimentat. Da, uleiuri la cutia de viteze, rezervor plin. Uitați, da? Apropo, ca să evitați scurgerile, sub garnitura asta de cauciuc, mai avea o tăbliță. O dați la o parte pe aia și nu o să vă mai curgă niciun strop. Și să strânge și mult mai bine acum. Deci, luați în considerare că și ăsta are diferențialul, da, sateliții, are roți mai mari, da, și ca volum și ca diametru, motor mai greu, dieselul întotdeauna. Nu vă luați voi după unul și altul, că vezi, domne, 818 ca de la Ruris e mai ușor decât 1300 KS-ul, diferența fiind doar o capotă, deci nu bate casa cu masa, cum s-ar spune, și atâta tot, eu nu mai spun nimic mai mult. Chiar și eu m-am înșelat, credeam că are undeva la 180, deci cu vreo 20 de kg mai ușor decât credeam eu și pe site, după cum ați văzut pe comunitate, apărea undeva la 165 de kg, 164,5 greutatea netă. Deci, în niciun caz nu o să atingă 1300 KS-ul, 170 de kg. Poate cu apă în roți, umplute la maxim, da, dar în niciun caz, în mod real, fără modificări, fără nimic, nu o să le depășească pe astea ca greutate. Ați aflat și greutatea lui și eu eram curios și aia e. Sănătate și numai bine!